Dragii mei, iată un fel mai neobișnuit de a învăța istoria. Dar mai întâi să mă prezint. Mă cheamă Neagu Giuvara, am trăit în exil în tot timpul regimului comunist, ca să scap de pușcăria care mă aștepta aici, și așa am colindat prin multe țări. Prin Franța, Suedia, Germania, apoi ani îndelungați în Africa la sud de Sahara. Am mers de numeroase ori în Statele Unite și în Canada, dar preocuparea mea a rămas neîncetat istoria țării mele și a neamului meu. Și când vezi lucrurile mai de departe, când observi felul în care alte popoare se judecă pe ele însele, deodată trecutul tău capătă parcă o altă coloratură, parcă îl înțelegi mai altfel. Și iată că de 6 ani, după Revoluția din decembrie 1989, sunt iarăși printre voi. Mai e ceva. Vă dați seama din ce auziți la radio, din ce vedeți la televizor, din conversațiile adulților din jurul vostru, că trăim o epocă globală, adică o vreme de interdependență între toate țările din lume, atât pe plan economic, cât și pe plan cultural și pe plan politic. Deci e mai important ca oricând să cunoaștem bine istoria noastră în legătură cu toate țările vecine și cu tot continentul nostru. Dar să știți că nu numai de azi, ieri, suntem în legătură cu celelalte națiuni, ci de la începuturi. Nu poți înțelege cum s-a întemeiat țara românească sau Moldova, ce s-a întâmplat cu românii din Transilvania sau din Banat, ce s-a întâmplat cu frații noștri mai îndepărtați, răzlețiți prin Macedonia, Grecia, Albania, dacă nu legi istoria asta a românilor de istoria popoarelor vecine. Bulgarii, sârbii, ungurii, polonezii, mai târziu și turcii și rușii. Și încă o remarcă, și apoi începem povestirea propriu-zisă. Nu mai sunteți copii cărora să li se povestească basme frumoase, să li se culeagă din trecutul nostru numai paginile luminoase, faptele mărețe. Sunteți pe cale de a deveni adulți și vă e sete să cunoașteți tot trecutul, așa cum a fost. Deci și părțile lui întristătoare sau chiar tragice, că doar, cum spune cronicarul, suntem în calea tuturor răutăților. Și să știți că nimic nu servește mai bine patria noastră decât cunoașterea sau recunoașterea adevărului, pe cât poate omul să-l deslușească, fiindcă adevărul adevărat, tot adevărul, numai Dumnezeu îl cunoaște. De aceea, să nu vă mire dacă adesea voi spune eu cred că, sau unii autori sunt de părere că, alții sunt de părerea contrară, sau istoricii maghiari susțin că cu tare lucru, bulgarii pretind că, etc., etc. Asta, repet, ca să știți că un adevăr incontestabil, un adevăr absolut, de cele mai multe ori nu-l putem atinge. Tot ce putem face și trebuie să facem e să fim de o cinste intelectuală absolută. Așa servim adevărul și, în consecință, așa servim și țara. Acum să trecem la muncă. Dar mai întâi de toate, fugiți după un atlas sau o carte de geografie și deschideți-o la pagina cu harta fizică a României. Vă aștept! Aveți acum harta României sub ochi. Vedeți cum arată podișul Transilvaniei. E foarte interesant cum țara asta a noastră, a României, este deci un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc din antichitate, ca să-i zicem așa. Cine locuia acolo pe podișul Transilvaniei acum vreo 2000 de ani?
Că înainte n-o să încercăm să știm cine a fost mai înainte. Acum vreo 2000 de ani au venit acolo, venind de la răsărit, de unde este acum Ucraina, au venit niște neamuri aparținând ce se numește rasei indo-europene. Și iertați-mă că am spus rasei, de fapt nu este o rasă, adică să fie toți oamenii la fel. S-a crezut asta în veacul trecut, că indo-europenii semănau toți cu scandinavii, că erau înalți, blonzi și cu capul dolicocefal, adică ca un ou când te uiți de sus. Nu e adevărat. Indo-europenii sunt o limbă, dar acolo au fost fel de fel de popoare care în timp de mii de ani, trăind împreună, au ajuns să vorbească aceeași limbă. Și din limba asta indo-europeană, care s-a revărsat încetul cu încetul asupra Europei întregi, împingând sau contopindu-se cu alte neamuri mai vechi care erau acolo în Europa, s-au născut aproape toate popoarele care trăiesc astăzi în Europa, afară de foarte puține rase mai vechi care au rămas dinaintea venirii indo-europenilor sau care au venit după ei. După ei cine ar fi venit? Păi de pildă finlandezii, ungurii sau turcii. Și dinainte cine au rămas? Foarte puțin. Dinainte se pare că n-a rămas decât baștii. Ați auzit vorbind de baștii, care este o parte la sud-vestul Franței și la nord-vestul Spaniei. Ăștia sunt niște locuitori ai Europei dinainte de venirea indo-europenilor. Deci de acum mii și mii de ani. Și de altfel și sicilienii în sudul Italiei, iar așa se spune că sunt niște locuitori care erau înainte de venirea indo-europenilor. Și dintre acești indo-europeni, o ramură s-au numit geto-daci. E același lucru. Unii le-au spus geți, alții le-au spus daci. Și la sud de ei erau traci. Mulți istorici cred că geto-daci era o ramură a tracilor. Astăzi se pare că nu e chiar așa adevărat. Eram ver primar cu traci. Dar limbile, puținul cât a rămas din aceste limbi, nu se potrivesc 100%, nu avem aceleași nume de localități, nu avem aceleași nume de regi ca tracii și nici ca ilirii. Deci, un neam oarecum erau acest getodaci, alt neam erau tracii mai la sud, unde e Bulgaria și Turcia de azi, și alții iliricii mai la vest, unde a fost Iugoslavia. Cam asta este harta Europei pe la, hai să spunem, 500 înainte de Hristos, și până la 100 înainte de Hristos. Și aceste triburi getodace dintr-o dată se unesc sub un singur rege pe care îl cheamă Burebista. Și e prima dată că strămoșii noștri apar în istorie ca uniți și având un rege puternic care îndrăznește să se lupte cu Roma. Hai să vă spun acum cine sunt romanii. S-a auzit de atâtea ori cine sunt romanii. Romanii sunt un popor, tot așa, indo-european, stabilit în Italia, în Italia de astăzi. Și au pornit de la un oraș, Roma, al cărui înconjoar se cheamă Latium, de unde cuvântul de latini. Și în 3-400 de ani, acești țărani din jurul orașului Roma, închipuiți-vă că încetul cu încetul construiesc o adevărată împărăție, cea mai mare care a fost vreodată până atunci în lume. Cuceresc încetul cu încetul toată Italia mai întâi, pe urmă Spania, pe urmă Galia, pe urmă o parte din Africa. Ați auzit vorbind la școală, poate, de luptele dintre romani și cartaginezi. Cine erau cartaginezi? Cartaginezii erau de rasă semită. Romanii au ajuns cea mai mare putere din lume, afară poate la celălalt capăt al lumii, China, care tot așa se creează într-un imperiu cam în același timp cu Imperiul Roman. Și acești romani, în momentul când ne interesează pe noi, sunt stăpâni, uitați-vă bine pe hartă, dacă aveți o hartă a Europei, tot în conjurul Mediteranei le aparține. E ca și când ar fi un fel de verigă în jurul Mediteranei. Posedă tot nordul Africii, Spania, Galia, adică Franța de astăzi, toată Italia, au ajuns să cucerească și Grecia și iată-i pe Dunăre, vecini cu noi, adică cu strămoșii noștri daci. De ce s-au apucat romanii să atace pe daci? Nu a fost chiar așa. Se pare că dacii au fost neastimpărați. Și văzând bogățiile care sunt în interiorul acestei împărății romane,
care din punct de vedere cultural erau influențați de greci. De aceea se vorbește de civilizația romano-elenică sau eleno-romană sau greco-romană, fiindcă romanii au fost mai întâi ostași, însă marea inteligență din antichitate ne-a venit de la greci. Și acești greci, de altfel, aveau niște contoare, adică niște porturi și la noi, adică în Dobrogea. Ați auzit vorbind de Tomis, care e strămoșa orașului Constanța. Deci influență grecească exista puțin și la getodaci. Și iată acum cum se ivește dușmânia și războiul între daci și romani. Asta se petrece o primă dată înainte de Hristos, v-am vorbit de Burebista, dar asta durează puțin timp, iar până la anul 100 după Hristos, când era la Roma împărat Traian, unul din cei mai mari împărați ai Romei, se găsea și în Dacia un rege care iarăși reușește să iunească pe toți daci. Se numea Decebal. Decebal pronunțăm noi acum așa, dar în vremea aia Ciu se zicea că, în fond, Decebalus era scris pe latinește sau pe grecește, Decebalos. Și acest Decebal nu a vrut să accepte influența romană și ataca mereu peste Dunăre posesiunile romane de la sud sau vest de Dunăre. Și împăratul Traian se hotărăște să facă un mare război ca să-l aducă și pe el, adică țara lui, sub obediența romană. Iarăși uitați-vă la hartă. V-am spus că tot Imperiul Roman e ca un lanț în jurul Mediteranei, dar parcă Dacia ar fi în plus, mai la nord, mai în afară. Și chiar așa a fost. A fost un fel de colonie după ce a cucerit-o romanii, care era prea în afara centrului Mediteranei. Ce a făcut Traian? A făcut un prim război în anul 101. L-a învins pe Decebal și a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să distrugă cetățile pe care le făcea, a promis să nu mai facă alianțe cu dușmanii Romei, să accepte niște arhitecți romani care să vină să-i facă orașele și așa mai departe și drumurile din țara lui, dar să fie un fel de client al Romei. Decebal nu s-a ținut de cuvânt și a reclădit cetățile, s-a aliat iarăși cu dușmanii Romei și atunci Traian a hotărât să facă un mare război și să cucerească Dacia. Și războiul ăsta durează de la 105 la 106. A clădit un pod peste Dunăre, acolo unde este astăzi turnul Severin, la Drobeta, care a fost o adevărată minune pentru vremea aceea, și a trecut cu legiunile lui, s-au bătut aproape 2 ani și în cele din urmă cucerește capitala Daciei, Sarmizegetusa, și Decebal se sinucide ca să nu cadă în mâinile învingătorului. Iată această mare țară, destul de populată, devenită colonie romană. Ce înseamnă asta, o colonie romană? Asta înseamnă că romanii încercau, după ce au făcut mii și mii de prizonieri, după ce au murit mii de ostași daci, după ce alte mii au fugit peste graniță, dar nu au putut lua cu ei toată lumea, au rămas femei, copii, bătrâni, și de acum au venit coloniștii romani. Cine să fie acești coloniști? Iată, vă spun acum un secret pe care l-am aflat de la un profesor al meu de istorie romană, pe care îl cheamă Cacopino, și care a descoperit un lucru la care nu se gândise nimeni. De ce a putut să vină atâta lume în Dacia în puțini ani? Fiindcă se găsea aur în Dacia. Decebal avea un tezaur colosal pe care îl ascunsese sub un râu. Dar unul din prizonierii luați de romani a spus adevărul, a spus: să știți că lângă Sarmizegetusa, sub râul Cutare, se găsește tot tezaurul lui Decebal. Și a găsit Traian acolo aur în cantități uriașe și în plus de asta s-a aflat că se poate extrage aur din munții Apuseni. Prin urmare, s-a întâmplat și acest istoric de care vă vorbesc a avut ideea foarte simplă.
Ia să văd eu ce este moneda romană înainte de Traian și ce devine această monedă pe timpul lui Traian. Și constată că de unde banii de aur romani înainte de Traian erau subțiri ca o foiță de țigară, după Traian sau la sfârșitul domniei lui Traian sunt groase. Înseamnă că a reevaluat banul de aur al romanilor numai pe baza exploatării aurului din Dacia. Și deci ne aflăm, ca să cunoașteți comparație cu istoria modernă, ceva cam cu aurul din California în Statele Unite, când a fost, cum spun americanii, Golden Rush, adică o fugă, o goană după aur. Așa se explică că au putut în puține generații să vină atâtea mii și mii și zeci de mii de coloniști din toate părțile împărăției romane, că altfel nu s-ar explica în puținul timp cât a durat această colonie romană în Dacia, ca noi să fim complet romanizați. Altfel nu se explică. A venit din toate părțile împărăției și mai cu seamă din regiunea care e vecină cu noi, fosta Iugoslavie, de pildă, Iliria. Aia era colonia romană deja de 300 de ani. Prin urmare, oamenii erau deja romanizați. Noi să nu ne închipuim că au venit oameni numai din Italia. Nu. Au venit și din Italia. Și asta iarăși este interesant. Să știți că ați aflat de sclavagism. Adică, mă rog, în timpul Imperiului Roman se făceau robi în toate războaiele și robii ăștia deveneau sclavi. Care a fost consecința socială acestui mare număr de sclavi la stăpânii romani? Adică sărăceau țăranii, fiindcă proprietarii de pământ, în loc să mai lucreze cu țăranii din jur, lucrau pământul cu robi și țăranul sărăcea. Asta explică de ce atâția țărani din Italia au plecat să populeze Galia sau Spania sau Africa de Nord sau Dacia noastră. Și din punct de vedere limbă, s-a descoperit acum că limba noastră română se apropie cel mai mult de una din regiunile din sudul Italiei, acolo unde vedeți cizma italiană, la sud. Și deci se explică că de acolo țărani sărăciți a trebuit să vină foarte mulți la noi ca să câștige aur de la noi. Deci această Dacie, colonizată de romani, a putut în foarte puține generații să devină atât de bogată încât să-i se spună Dacia Felix, Dacia fericită. Din păcate, această fericire nu a durat prea mult. S-au clădit câteva orașe, acolo unde fusese Sarmizegetusa a devenit Ulpia Traiana, deci după numele împăratului. Porma a mai fost un mare oraș acolo unde e Clujul de astăzi, s-a zis Napoca, a mai fost mai multe orașe. Deci Dacia noastră a devenit o adevărată colonie bine organizată, cum știau romanii să facă, cu fel de fel de avantaje în orașe, cu arene pentru jocuri, de toate, drumuri. Mai avem și astăzi niște drumuri rămase de la romani care trec prin Carpați. Așa de bun constructori erau acești romani. Și întreacă să vă spun ce s-a întâmplat cu podul ăla pe Dunăre, care era o minune a lumii, făcută de un arhitect de la Damasc. Vedeți până unde se întindea împărăția romană, că mergea până în Siria de astăzi. Apolodor de la Damasc, un grec din regiunile acelea astăzi arabe, a venit de-a făcut acest pod pe Dunăre. Dar chiar succesorul lui Traian a făcut să se dărâme podul. Deci romanii l-au clădit, romanii l-au distrus. De ce? Că le-a fost teamă la un moment dat, când au început niște năvălieri barbare, ca podul ăla să nu folosească ca să treacă și mai adânc în împărăție năvălitorii. Și au scos toată șoseaua, ca să zic așa, de pe pod. Și timp de veacuri și de veacuri nu s-au văzut decât pilonii în Dunăre. S-a să minuna lumea ce sunt acești stâlpi în Dunăre, dar nu mai era pe ce să treci. Chiar romanii au distrus, că le-a fost teamă la un moment dat, când au început niște năvălieri barbare, ca podul ăla să nu folosească ca să treacă și mai adânc în împărăție năvălitorii. Și au scos toată șoseaua, ca să zic așa, de pe pod. Și timp de veacuri și de veacuri nu s-au văzut decât pilonii în Dunăre. S-a să minuna lumea ce sunt acești stâlpi în Dunăre, dar nu mai era pe ce să treci. Chiar romanii au distrus ceea ce făcuseră. Și acum cum se termină această Dacia Felix? Se termină cu ce numim noi năvălirea barbarilor. Nu vă speriați de acest nume cu năvălire. Nemții au un cuvânt mai inteligent. Ei spun Völkerwanderung, ceea ce înseamnă migrația popoarelor. Fiindcă adevărată năvălire
adică armate întregi de cavalerii care să vină, asta au fost numai din când în când, de pildă cu hunii, cu câțiva din aceste popoare sălbatice venite din Asia. Dar migrația popoarelor germanice, goții, vizigoții, ostrogoții, vandalii, gepizii, fel de fel de neamuri germanice, alea au venit cam din sudul Rusiei de astăzi, dar încetul cu încetul. Și la început chiar se prezentau ca niște posibili aliați ai romanilor. Că încetul cu încetul, știți ce se întâmplă într-o țară care e prea bogată, prea fericită, cum a devenit Imperiul Roman? Lumea nu mai vrea să facă servicii germanici, mai mult sau mai puțin sălbatici, s-au prezentat ca niște aliați, ca niște ostași posibili pentru Imperiul Roman. S-au numit federați, adică aliați ai Romei, ca să servească ca ostași. Așa au venit până și în Dacia. Dar mai veneau și alții mai sălbatici și jefuiau în așa fel încât romanii s-au gândit că Dacia este prea departe de centru, dincolo de Dunăre, prea greu de apărat, mai bine să se retragă cu legiunile dincolo de Dunăre. Și așa că în anul 271-272, împăratul Aurelian, succesor al treilea sau al patrulea după Traian, a hotărât să retragă legiunile din Dacia. Și acum să știu, lată când au venit ungurii Transilvania, că era 90% acoperită cu păduri. Păi tocmai asta este. E că în fața unor dușmani, când veneau prea duri deasupra lor, unde se ducea românul sau strămoșul românului? Se ascundea în păduri. Și când vedem iarăși niște documente mult mai târziu, auzim de pildă de Codrul Vlăsiei. Ce înseamnă Codrul Vlăsiei? Este numele pe care slavii care au venit pe urmă l-au dat unei păduri unde s-ascund vlahii care sunt românii. Ce se numește județul Vlașca? Este o regiune foarte împădurită unde iarăși așa slavii care au venit pe urmă zic acolo sunt românii, fiindcă vlah e același lucru ca românii. Dar cred că am mers cam repede și am uitat să vă spun cam care au fost acești barbari, adică ce înseamnă barbar. Înseamnă cel care nu era civilizat din Grecia sau de la Roma, adică străini ai acestei civilizații extrem de dezvoltate care a fost Roma. Roma a fost o splendoare, nici nu vă închipuiți acum ce a reprezentat Roma pentru contemporanilor. Ceva, o minunăție. Puținul care a mai rămas în oraș acum când te duci să vizitezi Roma, te uimești. Și pentru oamenii de acum 2000 de ani, Roma era așa, un rai, paradisul era Roma. Și din fericire pentru noi românii, a rămas în picioare, dintre puținele monumente de la Roma, a rămas în picioare monumentul ridicat de Traian în cinstea câștigului ăsta fantastic al Daciei. Se cheamă Columna Traiană. Și ai acolo, cum aveți voi bandele desenate, aveți acolo toată istoria acestui război împotriva dacilor care se încolăcește în jurul coloanei traiane, stai acolo cu ceasuri și te uiți încetul cu încetul cum a înaintat armata romană, cum erau îmbrăcați bărbații, cum erau îmbrăcați femeile, copiii, care erau orașele lor, e un lucru minunat dacă te-ai apuca să-l derulezi într-un fel de bandă desenată. Ăștia erau romani. Acum să vedem cine vine în Dacia când încep să vină barbarii peste capul foștilor dacoromani. Au venit mai întâi goții, care s-au împărțit în două ramuri, ostrogoții și vizigoții. Goții de la răsărit și goții de la apus. Nu au stat în țara noastră că erau prea atrași de bogățiile ori din Italia, ori de la Constantinopol, a doua capitală romană, care va deveni capitala Imperiului Bizantin mai târziu. Cine a stat la noi câteva sute de ani sunt un alt neam germanic, gepizii. Au stat cel puțin 200 de ani la noi, te pomenești că urmele lor au mai fi pe undeva până Transilvania, nu se știe, au căzut sub loviturile unor barbari, ei de origine asiatică, avarii. Și iată că cu avarii, împreună pe la anul 500 și ceva, au venit un neam foarte numeros, dar care nu era organizat, care nu era structurat ca germanii, cu principi, cu regi, cu, mă rog, organizație de stat. Nu. Ăștia sunt slavi. Vin de undeva
din actuala Ucraina, Rusie, Polonie și au coborât încet, încet către împărăția romană și ei atrași de bogățiile de acolo, dar neorganizați. Și la început sunt supuși avarilor. Și probabil că și la noi, în Transilvania, în Muntenia, în Moldova, vin încetul cu încetul aceste cete de slavi. Dar ei neorganizați, după cum vă spun. În primele veacuri, de pe la 500 încolo, îi avem pe acești slavi intrând și la noi și probabil că ocupă văile și șesurile libere, pe când românii, dar să nu-i numim români, că român nu avem dreptul să spunem decât atunci când există o limbă română. Și o limbă română când se naște? Când se întâmplă un fel de simbioză, adică de amestec al foștilor dacoromani cu slavii. Iar înainte, deci nu-l putem numi român înainte de întâlnirea asta a dacoromanilor cu slavii. Atunci cum să-l numim? Hai să-l numim valah. De ce? Valah, să nu credeți că este un termen peiorativ, cum ar vrea unguru sau știu și eu, alt străin să-l numească, de plin grecii. Nu. Valah e un nume foarte nobil. Este felul cum germanicii au numit pe toți romanii, pornind de la numele unui trib celt care se chema Volcai, care era pe undeva unde este astăzi Elveția, Austria, ăștia au devenit romani. Și deci germanii care erau vecinii lor au numit Volcai pe toți romanii, pe toți cei care vorbeau o limbă latină. De unde, chiar din Marea Britanie și până la noi, tot de-a lungul graniței între germanici și cei care vorbesc o limbă latină, să vedeți că sunt niște nuclee care poartă încă numele ăsta. Ați auzit vorbind de țara galilor în Marea Britanie? Cel puțin ați auzit vorbind de meciuri de rugby între țara galilor și scoțieni și englezi și francezi. Ei bine, țara galilor, care pe englezește se spune Wales, e același cuvânt cu Valahia. Și dacă cobori în Europa mai jos, walonii din Belgia, adică cei care vorbesc cu limbă franceză în Belgia, păcând vecini cu ei sunt flamanzii care vorbesc cu o limbă germanică, tot același radical de la Volcai vine. Iar italienii, polonezii sau alți slavi îi numesc tot valahi. Iar în Balcani și la noi, tot valahi. Și au venit pe urmă slavii și au preluat de la germanici și au făcut inversiunea asta. În loc de valh, au spus vlah, care va să zică numele de valah înseamnă pentru germanici și pentru slavi romanici, oameni care vorbesc o limbă latină. Deci noi, dacă spunem de acum încolo valahi, să știți că asta înseamnă strămoșii românilor. Și străinii ne-au numit valahi tot timpul. Noi înșine ne-am numit romani, ceea ce e foarte interesant. Am păstrat conștiința că eram romani, ne-am zis români sau rumâni, iar în sud, în Balcani, armâni, e același lucru, deci autoctonii s-au numit cu numele ăsta de roman, păcând străinul îl numea vlah sau valah. Asta este înțelesul cuvântului valah și să știți că dacă întrebuințez când valah sau când român, este același lucru. Cine a venit în urma gepizilor, v-am spus, sunt acești turanici, adică oameni veniți din Asia Centrală, vorbind o limbă turcească. Savanții numesc mai bine o limbă turc, îi zice. Acești avari au undeva în Ungaria de astăzi un centru care se numește Ring și care devine o mare împărăție timp de vreo 200 de ani. Să zicem între 550 și 750 sunt o mare putere în centrul Europei. Și ei sunt oarecum stăpânii slavilor. Când se prăbușesc și acești avari sub două lovituri, de la vest, de la regele frâncilor, Carol cel Mare, pe franțuzește Charlemagne, și de la sud, de la țarul bulgarilor, se prăbușesc acești avari în anul 797. Hai să spunem rotund, la anul 800. Și în momentul când se prăbușesc avarii, slavii care se răspândiseră și în țara noastră și în tot Balcanul,
devin oarecum independenți de la avare, au învățat arta războiului și au învățat de la ei oarecum cum să devină și ei stăpâni pe ei înșiși. Și acești slavi, de pildă, au ca căpetenii niște cnezi și niște voivoți. Ambele aceste expresii sunt slave, dar unele sunt de origine germanică. Se pare că cneaz vine de la cuvântul german König, care înseamnă rege. Iar cuvântul viteaz, care iarăși e slav, știți de unde vine? De la scandinavul viking. Deci aceste prime cuvinte pe care le avem, slave, care indică niște șefi, cum e cneazul, cum e viteazul, cum este voivodul, multe din ele sunt de origine germanică. Voivodul însă este un cuvânt curat slav. Deci vedeți cum primele cuvinte pe care le avem în limba noastră, care ne indică niște șefi, sunt cuvinte slave. De unde tragem concluzia că la un moment dat, când acești slavi încep să se unească cu populațiile valahe rămase la fața locului, care erau conduse de niște juzi, cuvânt latinesc rămas, jude, adică în același timp judecător și administrator, cuvântul slav cneaz devine echivalent cu cuvântul jude. Și veacuri de-a rândul vom avea ori jude, ori cneaz, probabil după cum la origine era o comunitate slavă sau o comunitate valahă. Și vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi se amestecă cu românii și se lasă românizați. Adică se întâmplă pe terenul nostru românesc exact inversul de ce s-a întâmplat în, la sud de Dunăre, în viitoarea Iugoslavie sau viitoarea Bulgarie, unde dimpotrivă cei care vorbeau o limbă latină s-au lăsat slavizați. E un fenomen foarte ciudat, înseamnă că la noi au fost mai puțini slavi și prin urmare românii i-au înglobat, ca să zic așa, și le-au dat limba română, păcând la sud bieții vorbitori de o limbă pro-română au fost înghițiți de slavi și n-au rămas acolo timp de veacuri decât cei pe care îi numim armâni sau aromâni și care încetul cu încetul au fost mâncați de slavi sau de greci. Păcând la noi, dimpotrivă, noi am românizat pe toți acești străini de origine germanică sau turanică ca avarii sau slavă. Și cine au fost ultimii barbari înainte ca să se întemeieze totuși niște state românești? Ultimii barbari care au venit sunt iarăși de limbă turc, cum erau avarii. Sunt pecenegii și cumanii. Pecenegii stau la noi, au venit cam împreună cu ungurii, ei i-au împins pe unguri spre apus, pecenegii, și ungurii se pare că au trecut la nord de Carpați, au ajuns în pusta unde se mai găseau încă niște vorbitori de preromână și după ce s-au stabilit acolo, bun militar, călăreți năpraznici, au împins niște năvăliri până în Franța de astăzi, până când în fine un rege german i-a oprit și ungurii s-au stabilit în actuala Panonie, deci Ungarie de astăzi. Ungurii, pe urmă, au găsit niște formații, unele conduse de, probabil, foști bulgari, altele conduse de un voivod pe care cronicarul lor, zis Anonymus al regiului Bela, îl numește Gelu. Aici, iarăși, o să vă fac o mică paranteză, să știți că probabil nu-l chema Gelu, asta e o pronunțare modernă a noastră. Acel Anonymus care a scris pe latinește pe la anul 1200, a scris pe latinește Gelou, adică un gât tare, să pronunța Gelou, și probabil că pe românească de atunci era Gelou. Și aveți încă acum niște orășele și niște râuri și un munte care se cheamă Gelou sau Gilou. Deci de acolo, de la numele acestui prim voivod român pe care îl chema, cred eu, Gelou, iar nu Gelu, de atunci avem dovada că exista o unitate condusă de un valah, de un român.
Iar ceilalți, probabil Menomorul și Glad, de care vorbește Anonymous, trebuie să fi fost niște dominații bulgărești rămase pe acolo, fiindcă bulgarii sigur că și-au întins dominația și pe o mare parte din țara noastră, pe vremea când ei au avut un țarat puternic între Bizanț și împărăția francă. Asta e un lucru, iarăși, pe care istoricii nu prea vor să spună, dar altfel nu se explică cum de s-au putut ridica la noi niște cnezate și voivodate care să scrie cu caractere cirilice și să fie legați bisericește de sudul Dunării, adică de țaratul bulgar. La noi au fost bulgarii timp de vreo 100-150 de ani oarecum niște stăpâni care au favorizat crearea primelor cnezate și voivodate, poate de origine slavă, dar de limbă română. Așa s-au născut încetul cu încetul niște unități care dădeau să unească pe toți cei care vorbeau românește, dar nu venea momentul prielnic. Și știți care a fost momentul prielnic? E de necrezut. Este marea invazie mongolă sau tătară. Se va numi tătară mai târziu, dar de fapt este marea invazie mongolă a copiilor și nepoților lui Genghis Khan din fundul Asiei, care se petrece la 1241. Pe vremea aceea, adică înainte de 1241, stăpâni pe Muntenia și sudul Moldovei erau, cum v-am spus adineauri, acești sălbatici de origine din Asia, care le zicea cumani și care erau de limbă turc. Pe toate hărțile pe care le avem la Bizanț sau în Occident, Muntenia de astăzi se numea Cumania. Iar când acești cumani, care se întindeau până departe în Ucraina, chiar Ucraina îi zicea Cumania albă, deci era principala Cumanie și la noi le spunea cumanii negri, adică cumanii periferici, supuși oarecum cumanilor din Ucraina. Când aceștia află că a venit o mare năvălire mongolică până în Rusia de astăzi, ei află de la frații lor că a intervenit această mare năvălire și cer regelui Ungariei să se facă creștini și să aibă oarecum o pavăză din partea regelui Ungariei. Și câțiva ani, adică în 1228, 13 ani înainte să petreacă marea invazie mongolă, acești cumani cer regelui Ungariei să trimită repede să fie creștinați. Și cumanii, pe undeva, la legătura între Moldova și Muntenia, pe lângă Milkov, sunt creștinați în masă de arhiepiscopul ungar de la Strigonium și sunt făcuți, deci, oarecum, de rit catolic. Cumanii. Și se creează episcopia Milkovului. Dar nu durează asta decât vreo 10-12 ani. Au clădit castele, au clădit o episcopie, asta o știm din documente. Dar când au aflat cumanii că se apropie mare armată de sute de mii de oameni a mongolilor, au cerut regelui Ungariei să le dea voie să intre în Ungaria și au trecut Carpații în masă. Probabil că unii din ei au rămas pe undeva prin Făgăraș sau prin regiunea Hațegului, fiindcă găsim și astăzi zeci de localități, nu numai localități, dar și nume, multe nume de oameni, adică antroponime, nume de oameni, cum e numele de Basarab, el însuși, care e de origine cumană. Fiți atent în momentul de față, fiindcă este un moment foarte important pentru nașterea acestui neam românesc în forme de stat. Și anume, se profită, ca să zic așa, de un moment dramatic al istoriei europene, când invazia asta tătărească, i s-a spus tătărească mai târziu, fiindcă printre hoardele care formau armata aceasta imensă mongolă, s-au aflat și un neam tot de limbă, la origine mongolică, dar pe urmă, prin amestecul cu cumanii, a devenit o limbă turc la tătari. Această invazie mongolă a împiedicat pe regii Ungariei, foarte catolici, ca să zic așa, care încercau să pătrundă de acum la sud de Carpați. Ei izbutiseră deja să creeze ce s-a numit Banatul de Severin,
care cuprindea Oltenia noastră de astăzi plus o bucată din Banat și cu o capitală și o cetate puternică unde este astăzi turnul Severin. Și această unitate, care era o marcă, ce se numește, adică un fel de apărare peste Carpați a regatului ungar, ei o aveau deja stabilită în momentul când vine marea invazie tătărească, care însă curăță toată Europa de răsărit, dărâmă principatele rusești care se aflau la Kiev și prejurimi, dărâmă Polonia, dărâmă regatul ungar, că regele Ungariei a trebuit să fugă până într-o insulă din Adriatică, și dacă se retrag după un an acești mongoli, nu este fiindcă ar fi fost învinși de vreo putere europeană, trecuseră și prin țările noastre și sunt anale din Persia, din Arabia, care se pot interpreta că s-au luptat cu niște principi valachi. Deci au trecut și peste noi acești mongoli. Dacă se retrag, e fiindcă le-a murit împăratul acolo în fundul Asiei și s-au dus ca să aleagă pe noul împărat și deci se retrag din Europa. Și în această tragedie de surpare a regatelor europene se naște un moment prielnic pentru voivodatele și cnezatele din regiunea Munteniei ca să creeze o primă unitate a tuturor oamenilor care vorbesc limba română între Carpați și Dunăre. Și asta se petrece cam în jurul anului 1300. Unii spun 1290, alții cel mai târziu. Nu s-a lămurit nici până astăzi exact cine a fost primul care a creat această unitate a Munteniei. În 1247, adică 6 ani după ce s-au retras mongolii din regiunile noastre, regele Ungariei, care pretinde să ia din nou banatul acesta al Severinului, adică Oltenia noastră, vor să-l dea, știți ce este feudalitatea? Adică sub rege am un fel de duce sau de subaltern al meu căruia îi cedez o provincie întreagă, dar cu obligația ca el să-mi dea în fiecare an o anumită dijmă și să-mi apere granițele. Ei bine, regele Ungariei, Bela al IV-lea, în 1247 cedează Banatul Severinului, adică Oltenia și o parte din Banatul de astăzi, unui ordin de cavaleri francezi care se numeau Cavalerii Sfântului Ioan de la Ierusalim. Noi spunem mai scurt acum Cavalerii Ioaniți. Și întâmplarea face că s-a păstrat această cartă, adică acest contract făcut între regele Ungariei și Marele Maestru al Ordinului Ioaniților, 1247. Și descoperim în această carte din 1247 ce cedează regele Ungariei acestui vasal al lui, Marele Maestru al Ordinului Ioaniților. Îi cedează Oltenia noastră. Și aflăm de acolo că sunt niște cnezi pe care îi cheamă Ioan sau Farcaș și un voivod, deci ceva mai mult decât un cnezat care zice voivod, pe care se numește Litovoi. Iar regele Ungariei mai spune marelui maestru al ordinului acesta francez că dacă reușește să recucerească asupra tătarilor și Cumania, adică Muntenia noastră de astăzi, unde domnește prin regiunea Argeșului un voivod român cu numele de Seneslau, îi dă și această porțiune. Iată primul document foarte important pentru istoria românilor, unde aflăm că la mijlocul veacului al XIII-lea existau niște cnezi și niște voivozi cu nume slavo-române sau nume cum e Ioan, luat din, mă rog, din Evanghelie, sau Farcaș, care e probabil un nume maghiarizat luat de la Lupu sau de la Vâlcu, care pe slavă înseamnă lup. Dar avem prima dovadă că existau niște mici unități românești în acea regiune. Sărim peste vreo 50 de ani și aflăm că un voivod cu numele de Basarab, care e un nume de origine cumană, de unde presupunerea că poate era dintr-o spiță cumană la origine, reușește să unească toate aceste voivodate și cnezate din actuala Muntenie și este numit Mare Voivod. Care au fost meritele lui ca să fie el ales
voivod peste voivod, nu o să știm niciodată, ori că a reușit să lupte împotriva tătarilor și să învingă, ori, cum s-a întâmplat și în Rusia, cu marele cneaz de la Nijni Novgorod, de la Novgorod, Alexander Nevski, s-a bătut împotriva apusenilor, adică împotriva teutonilor și împotriva suedezilor, dar și-a plecat capul în fața tătarilor. Te pomenești că așa s-a întâmplat și cu Basarab al nostru, și anume că a acceptat o vasalitate față de tătari, fiindcă aflăm din documente că în momentul când luptă împotriva sârbilor la Vesbuș din iunie 1330, este ajutat de tătari. Și când se luptă împotriva regelui Ungariei, tot așa, la 1330, la faimoasa bătălie care i s-a spus de la Posada, dar nu știm cum se numea locul unde l-a prins el pe regele ungar, tot ajutat de tătari a fost. Probabil că acest prim mare voivod al voivozilor români, probabil că s-a înțeles cu tătarii mai bine decât alții, și datorită acestei înțelegeri a reușit să unească cnezatele și voivodatele din Muntenia și să le facă quasi independente. Regele Ungariei însă nu înțelegea în felul ăsta. El a vrut să impună acestui voivod al românilor să fie iarăși vasalul său. A trecut Carpații și a venit să impună în 1330 acestui mare voivod să îi impună iarăși să fie supusul regelui Ungariei. Basarab al nostru n-a înțeles-o în felul ăsta și pe când se retrăgea regele Ungariei printr-o trecătoare pe care n-am reușit încă noi să știm prea bine dacă era pe undeva pe Argeș sau dacă era spre Banat, i s-a spus Posada, dar nu se chema Posada, îl prinde într-un defileu, într-o strâmtoare de munți, pe regele Ungariei de origine franceză, Carol Robert, și îl prinde acolo printre munți, tăind copacii pe care îi prăvălește de pe munți asupra lor. A fost un dezastru pentru această cavalerie medievală ungurească, un dezastru cumplit, povestit de ei înșiși într-o cronică care se numește Cronica de la Viena, unde vedem chiar niște miniaturi, unde îi vezi pe țăranii valachi cu căciulii de lor, cum prăvălesc niște bolovani de pe munți asupra regelui Ungariei, care scapă de-abia cu viață, fiindcă unul din supușii lui îi dă armura lui pentru ca să nu fie văzut că este rege și fuge de acolo. Și ăsta este momentul când acest principat sau voivodat al Munteniei devine quasi independent. Dar să știți un lucru, că independența în Evul Mediu nu are importanța pe care noi ne-o închipuim astăzi. Toate țările din Europa sunt mai mult sau mai puțin vasale altcuiva. De pildă, regele Angliei este vasalul regelui Franței, fiindcă posedă niște ducate pe teritoriul francez, pentru care el trebuie să presteze jurământul de credință unui rege care este stăpânul deasupra lui. Dar el este în fond egal cu el. Să nu credem, deci, că de a fi vasalul regelui Ungariei însemna o înjosire. Cavalerii teutoni, care sunt atât de temuți, nemți, au fost vasalii